Mariana Dobzeu Mandalac nu este interpreta care să înregistreze cât mai multe piese și cât mai multe albume. Preferă să aibă un repertoriu al ei și nu unul preluat. Adică alege calea mai grea, pe care o bătătorește cu multă muncă și perseverență. Aproape toți din familie cântă, dar totuși cel mai mare sprijin și sfat vine din partea soțului, și el muzician, membru al Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii. Acum cânt cu soțul, chiar când mergem la socrii mei, la părinții soțului, la Cernăuți, ei acolo sunt foarte dornici de muzica populară și numai decât când ne întâlnim, rugămintea din partea mămicii este că să fie și vioara, pentru că soțul este violonist și sigur că încercăm să facem așa, un cuplu muzical. Soțul o acompaniază și tot soțul o ajută să își aleagă repertoriul care să o reprezinte. Melodia și textul sunt foarte importante. Eu, de fapt, atunci când îmi creez o melodie, eu trebuie să simt că este pentru sufletul meu și că mă reprezintă pe mine ca persoană și apoi și cel care o ascultă să se regăsească în această melodie. Adevărata pasiune a Marianei este muzica, însă interpreta mai are o pasiune aproape la fel de dragă, croșetatul. A început să îi placă încă din școală, de la lecțiile de educație tehnologică, unde învăța să facă diverse aplicații, flori, bibelouri. Poate i s-a tras și de la bunica pe care o vedea împletind. Eu fiind femeie, ca toate femeile, ne place să îmbrăcăm în fiecare zi ceva altceva. Așa și de fiecare dată când mergeam în magazine, nu îmi găseam niciodată ceea ce îmi doream eu și atunci am încercat să-mi croșetez o rochiță, am văzut că mi-a ieșit, am mai încercat și alt model și tot așa, până când am ajuns să adun o colecție destul de mare și a și devenit o pasiune de care eu chiar nu mă mai pot despărți. Modelele și le creează singură. Mai consultă uneori și unele reviste, dar cea mai bună prietenă îi este totuși imaginația, așa că nu-i place să se conducă după scheme. După cum spune interpreta, are foarte multe modele. Cea mai interesantă creație este însă un costum popular în întregime croșetat pe care artista evită totuși să îl poarte în scenă. De fapt, acela nu este un costum popular, e o improvizație a mea, așa să zic, într-un stil... Dar eu nu intenționez să scot acest costum în scenă, pentru că nu este un costum autentic, e un costum pe care eu pot să-l îmbrac, să zicem, la niște petreceri private. Eu, fiind și angajată a Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, deci noi suntem o instituție care promovăm anume ceea ce este tradițional. Și dacă noi suntem un exemplu pentru cei din jur, atunci trebuie să fim un exemplu demn. Și eu așa și consider că, de fapt, în scenă trebuie adus ceea ce este tradițional. Pe lângă inspirație și creativitate, Mariana are nevoie și de multă răbdare, cu care se pare că este înzestrată din plin. La unele creații a lucrat chiar și câte jumătate de an. Altele însă au fost gata și în 4 zile. Interpreta este fidelă poate unui model, dar nu și culorilor, așa că în garderoba sa poate fi găsită aceeași rochiță, însă de culori diferite, și le îmbracă potrivit dispoziției, iar după cum se vede, dispoziția sa este destul de colorată și pozitivă.